O să-l invit pe prietenul, colaboratorul și nu în ultimul rând fratele lui Mihai, Gheorghe Dămăcuș. Vă rog, domnule Dămăcuș, câteva cuvinte legate de activitatea prietenului dumneavoastră, Mihai Racovicean. Bună seara, Mihai! Bună seara tuturor! Sunt onorat că particip la această întâlnire. N-am mai participat niciodată la un astfel de eveniment. La parte din evenimentele care au fost, cel puțin ultima parte, am colaborat cu Mihai. Au fost lucruri bune, au fost lucruri mai puțin bune, zeci, sute, mii de ore de discuții contradictorii. Cred că este o carte care nu acum atât va fi apreciată, fiindcă parte din ea suntem toți. Direct sau indirect am participat la această carte. Cam toată lumea care este astăzi prezentă. Dar peste 10 ani, peste 20, peste 50 de ani, cineva va căuta să vadă cum a fost făcut cadastrul în România, de ce s-au întâmplat unele lucruri și acolo va găsi răspunsuri. Va fi foarte, foarte importantă această carte în viitorul acestei meserii. Să ai noroc, să fii sănătos, să mai poți să scrii, să te lupți, să-ți dea Dumnezeu putere și să mergem înainte.